Imaginile au fost filmate astăzi la orele dimineții, când zeci de buzoieni au mers la Policlinica Nicolae Titulescu, având programări sau alte probleme de rezolvat la cabinetele unității sanitare. Se poate observa că nu se respectă regula distanțării sociale, iar câțiva dintre cei care așteaptă la coadă nici măcar nu poartă măști de protecție. Pe de altă parte, imaginile demonstrează că, cel puțin la ora la care a fost făcută înregistrarea, responsabilii policlinicii nu au luat măsurile necesare în așa fel încât să fie evitate astfel de episoade. Reamintim că luna trecută, timp de aproape o săptămână, activitatea policlinicii Nicolae Titulescu a fost suspendată după confirmarea cu COVID-19 a unui medic și a unui asistent medical de la două cabinete.